Hai, mult noroc! Woo! Și a ieșit o mașină de la parc. Hai să vedem. Ne-a plouat pe hotare. Nu, pe și în zilărie. Ați făcut ura aia de începător? Da. Ne-a plouat și eu eram în tricou. Eu aveam tot pe mine și muream de frig. Ia? Era în tricou. De că voia să fie în tricou. Pentru că n-avea ce se îmbrac. Ce mare mare? O vidră! Niște păsări din astea, nu am văzut în viața mea. Tu pui român? Da, mă, român în Carpați. Doamne, român, e Andraș Belo. Singura problemă care va apărea va fi asta. Da. Dacă îți vând abonamentul, trebuie să știi tot despre asta. Aia vreau să... Ce tare! Vreau să fac asta. Lucrai la Decathlon, marketing, ce faci? Înainte și lucram, aveam job, știi? Bine, sunt colaborator pe nunți. Încă.
organizări de nuntă, ce? Da. Așa. Este o grămadă de bani, dacă știi. Păi ia, vreau și eu. Să-ți faci nuntă? Păi... Trebuie să umbli de acolo, nu? Păi e nevoie din așa de căr. De cărat? De cărat. Sincer. Și care să-i ducă și capul, nu? Că... aveam unul. Vai de capul lui, deci. Și jobul ăsta e pentru ziua de vineri, nu? Și sâmbătă. Exact, mai mult sâmbătă. Și pe weekend cam 400-500 și ne plătea. De lei. Ca și cărăuș? Da, cărăuș, aranjezi. Bine, eu fac și detalii. Eu iau atâta. Mă, cărăuș, nu știu cât ia. Păi da, să mă gândesc că nu e așa mult. Deci doar la nunți de lux sau nu există nunți de nelux? Există și de nelux, din care se câștigă. Dar noi... Poți. Fata cu care colaboram eu la nunți. Cea mai tare. Prin ăsta al meu trece vântul beleat rapid. Nu știu cum am ascuns. De unde până unde? De acolo. Când vrei.
afară, în regulă. Îmi dau cu ochelarii de zi. Oh. Pe aici e ușor. Mă duc să-ți zic mai în continuare, dacă vrei. Thank you.
posibilitate. Filmezi. Vadă băieții cum facem noi cresta.